Salutare, eu sunt Aurel, vă prezint vlogul Terra, iar astăzi vreau să vă vorbesc despre folosirea sideratelor în paturile de culturi. Noi folosim aceste plante de fiecare dată când eliberăm un pat și nu vrem să-l cultivăm imediat cu o altă cultură. Acum, în perioada de toamnă, vom folosi această metodă pentru foarte multe din paturile noastre, care altfel ar rămâne goale pe timpul iernii și expuse Atacului vântului și ploilor, și a tuturor altor semințe care pot să ajungă acolo și pot să înceapă să producă plăntuțe care nu le vrem în acele paturi. Sunt câteva feluri de siderate pe care putem să le folosim. Noi, într-un final, am ajuns la concluzia că muștarul alb este cel mai bun pentru zona noastră. Dar sunt foarte multe plante în această categorie, în principal. Aceste plante pot fi din uh, specii diferite de mazere, fasole, muștar, trifoi chiar, dar trebuie să ne gândim foarte mult ce vrem de la aceste plante. De exemplu, muștarul alb are niște rădăcini puternice care competiționează la acel nivel cu buruienile din sol. El afunează solul, și odată ce planta moare, rădăcinele rămân acolo și hrănesc microorganismele din sol. Deasupra solului, muștarul alb acoperă foarte bine, având frunze foarte mari, acoperă foarte bine solul și nu lasă lumina să pătrundă mai jos ca alte semințe să se dezvolte. O să vă arăt acum câteva paturi pe care urmează să le pregătim. Nu o să vă arăt tot procesul, dar o să vă arăt alte paturi care au fost deja pregătite, și cam cum arată muștarul alb în cazul nostru la diferite stadii. Cam așa arată paturile care am tot recoltat din ele. Aici am avut morcov, de exemplu. Urmează să le recoltăm complet, Ar apoi jumulim burienile care au mai ieșit. Nu sunt foarte multe prin metoda aceasta. Avem mai mult burienile acestea perene, acesta fiind primul an în patul care vi-l arăt. Avem câteva burieni perene, aici avem urzica. Iar rădăcini foarte mari și o să apară, mai ales în primul an, odată ce îndepărtăm aceste rădăcini, de la an la an vom avea mai puține probleme cu ele. Așa arată pantul înainte de recoltare odată ce l-am recoltat o să vă arăt imediat unul care este deja pregătit pentru semânarea sideratelor aceste paturi din fața mea am jumulit toate buruienile care mai erau, am greblat și sunt pregătite pentru semănat câteva din ele chiar au fost semănate ieri cu muștar alb vedem aici semințele. Muștarul alb trebuie semănat într-un sol umed. Era are nevoie de umezeală. Acum, având destul de multe ploi, nu este o problemă. El o să înceapă să crească. De precizat este că muștarul alb va muri la primul îngheț. Aici mai avem probabil câteva săptămâni până la primul îngheț. Sperăm noi să se dezvolte destul de bine până atunci. Haideți să vă arăt un pat în care se vede foarte bine evoluția lui. Pentru că acolo am semănat în trei stadii diferite, deci la distanțe câteva săptămâni una de alta. Aici se vede foarte frumos, sunt trei stadii diferite. În primul stadiu avem doar semințele care au fost semănate ieri. Avansăm și apoi vedem muștarul alb care a început să crească. El își dezvoltă niște frunze destul de mari care acoperă solul în totalitate, nu lasă lumina să pătrundă. Și îl vedem aici crescut ceva mai mare și a acoperit foarte, foarte bine solul la nivelul acesta el este perfect, va crește și mai mare. El poate să chiar foarte mare, dar el își face datoria cum își întinde rădăcinile în pământ, îl aerifică și în felul acesta avem un pământ foarte bun pentru plantele următoare. Odată ce vine primul îngheț, muștarul alb Moare, creează ca o peliculă verde mucilaginoasă descompu prin descompunerea frunzelor și a tulpinilor, iar aceasta protejează pământul de intemperii și de atacul um, altor semințe care ar putea să ajungă aici și să se dezvolte. Aici avem un pat în care am folosit trifoiul, este un trifoi alb acesta, dar pentru noi nu funcționează. În paturile de culturi folosim trifoiul alb pe cărări sau în locuri care nu o să le cultivăm neapărat, nu o să facem paturi din ele pentru că acest trifoi este peren, iar odată ce a ajuns în sămânță, el se va îndesi foarte tare. Trifoiul are proprietatea de a capta azotul atmosferic, îl depune în pământ prin rădăcinile sale, este foarte bun din această, având această calitate, dar odată ce s-a stabilit el fiind și peren, este foarte greu să scăpăm de el, mai ales prin metoda aceasta fără sapă, el va trebui săpat, așa că nu îl recomand dacă folosiți metoda aceasta fără sapă. Noi nu avem o porțiune mare, a fost cumva un test. De fapt aici am avut cartofi și am folosit din altă parte ca un mulci plantele de trifoi. Ele au scutrat toate semințele, iar acum avem foarte mult trifoi care îl jumulim, deci nu a ajuns la nivelul în care trebuie să pat pentru că el este încă mic, dar odată ce își faci niște rădăcini mari, este cam greu scăpând de el. Deci, el și-a făcut treaba, dar nu o să-l mai folosim în paturile de culturi. După cum am spus, putem să facem zone noi cultivate în care potecile în loc de rumeguși putem să folosim acest trifoi. Se poate încerca acolo, dar nu în paturile de culturi. Pentru noi, muștarul alb rămâne pe primul loc și putem să-l folosim în continuare. În plus de asta, muștarul alb are și un preț accesibil așa că îl vom folosi în continuare. Ce vedem aici este un muștar galben care a fost folosit din același motiv. Noi l-am semănat printre plantele de smeură. Ele fiind în primul an nu sunt foarte dese și am vrut ca să nu crească multe buruieni în acest pat. Am semănat muștarul acesta, după cum am spus, este un muștar galben, secretul este să nu ajungă în sămânță, el își va arunca semințele peste tot și apoi eu să avem aceeași problemă, muștarul nostru devine o buriană de care este greu să scăpăm. Așa că îl punem înainte de îngheț cu câteva săptămâni, iar dacă îl folosim primăvară avem grijă să îl tăiem și să-l punem deasupra pământului ca un mulci înainte de a ajunge în sămânță. O alternativă bună la folosirea sideratelor este iarba cosită sau orice alt material care îl aveți în exces. Material organic care poate fi folosit ca mulci. Aici vorbesc de paie sau fân, dar un fân cosit înainte ca iarba să dea în sămânță. Aici avem un fân care iarba a fost în sămânță, deci s-ar putea să iasă anumite plăntuțe din aceste din această iarbă dar va arăt din nou va am și într-un alt episod lavanda care noi am acoperit printre ele am acoperit cu acest mulci acesta treptate treptate se degradează și hrănește pământul de desubt, pământul va hrăni planta noastră în același timp, nu lasă lumina să pătrundă. Semințele care sunt pe pământ nu se vor dezvolta. Acest mulci poate fi folosit la mai multe plante, bineînțeles. Noi aici avem la vandal, folosim și la usturoi pentru că usturoiul nu este plantat adânc și odată ce încep ploile sau zăpada, el poate fi afectat, pământul se compactează, usturoiul poate chiar să rămână la suprafață după ploi intense. Și este indicat să folosim un mulci din paie, fân sau iarbă cosită. De menționat că iarba odată ce am cosit-o, o lăsăm o zi să nu se înfierbânte pe patul nostru pentru că poate să ne omoare cultura. Pentru noi muștarul alb rămâne pe primul loc. El ne este foarte folositor, dar se pot folosi și alte plante. Vă rog să studiați, să vedeți ce ar fi cel mai bun pentru dumneavoastră. Puteți să folosiți mazărea sau fasolea dacă ați avut foarte mult în anul precedent și aveți foarte multe boabe rămase. Ele pot fi plantate și apoi trecem și le tăiem, fie cu mașina de tuns iarbă, fie cu o coasă. Le tăiem și le lăsăm pe patul acela să se descompună. Toate acele substanțe nutritive adunate de plantă o să intre treptat, treptat în pământ. Iar apoi cu o grebă putem să încorporăm resturile acelea în patul deja existent. De menționat este că atunci când folosim o anumită plantă pe post desiderat, trebuie să fim atenți ce cultivăm în pântul acela pentru că plantele din aceeași specie, din aceeași familie ar putea să aibă boli care au fost introduse de planta siderat. Deci mare atenție acolo, și deci dacă am folosit mazăre sau fasole, nu cultivăm tot mazăre sau fasole, cultivăm de exemplu dovlecei care au nevoie de acel azot care au fost introdus în pământ. Asta este doar un exemplu, dar puteți să vă documentați mai departe, să vedeți exact care este rotația culturilor. Aș putea spune că este o rotație a culturilor pentru că am avut o cultură care nu o valorificăm, o lăsăm să îngrașe pământul, iar apoi avem o cultură care vrem să o valorificăm și nu trebuie să aibă aceeași dăunători care ar fi avut planta aceea siderat. Vă las să vă gândiți cum este mai bine pentru grădina voastră să folosiți aceste plante. Sper să găsiți planta siderea numărul 1 pentru grădina voastră și să o folosiți cu mult succes. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem cu drag data viitoare.